M-am bucurat foarte mult să revin în orașul care mi-am petrecut, unde m-am născut, mi-am petrecut copilăria, am făcut liceu. Aici, de aceste locuri, mă leagă foarte multe amintiri, foarte frumoase. Tatăl meu, George C. Bogdan, a fost un cunoscut intelectual care între anii 35-40 a condus revista Gazeta Reșița, iar unchiul meu, Alexandru Tiț, ne-a fost foarte apropiat și chiar rudă prin sora mamei mele, Stella Tiț, care a fost o învățătoare foarte bună în Reșița. Fiind rudă cu familia Cocora, Alexandru Tiț l-a rugat pe Coriolan Cocora să îi dea un cadru didactic care să învețe limba română mai bine, întrucât era de naționalitate germană. Întrucât Stella Tiț era o tânără învățătoare, foarte apreciată, Coriolan Cocora i-a prezentat-o și astfel între ei s-a legat un sentiment foarte apropiat, care până la urmă a dus la unirea prin căsătorie. Atât unchiul meu Alexander Tiț și mătușa Stella Tiț erau legați prin foarte multe lucruri, în primul rând prin artă, prin natură, prin școală. Ei erau amândoi, erau un cuplu extraordinar, un cuplu romantic. Nu discutau prea multe, dar se înțelegeau nemaipomenit. După cum știți, pe lângă casa în care am locuit, întâmplător a fost casa care a fost a părinților mei. Ei au, ca să fie mai aproape de natură, s-au mutat pe dealul Driglovăț, unde se țințeau foarte în largul lor, în mijlocul ierburilor, în mijlocul pădurii, alături de păsărele pe care le hrăneau. De asemenea, aveau un sălaș pe dealul Ghica, unde locuiau, unde s-au retras de zgomotul orașului. Și, în paranteză fie spus, Alexander Tiț aproape că ura orășenii. Era foarte atașat de aceste locuri, de aceste meleaguri pe care le-a cutreierat din tinerețe și pe care le-a iubit foarte mult.